Da, bun. Am depășit acest moment de frumos al lecției. Da, și am ajuns la un exercițiu care dacă le-a sfidat în forma asta... Sigur că da, n-are nicio legătură. Deci copilul rămâne blocat, chiar și adultul. Da? Acum, rămânem foarte clar că în nevoia asta de a face lucruri nebătnite, trebuie să îndrăznim. Lăsați copiii să vină la mine, aș zice eu. Da. Știi cum zice Hristos? Da. Lăsați copiii să vină la mine. Corect. Pentru că așa putem să-i ajutăm, da, să facem niște lucruri frumoase. Toți cei care încă nu cred în forța și puterea, să spunem, nu a mea, nu a mea, al bunului Dumnezeu, că eu sunt convins că de acolo vine totul, se înșeală, nimic nu putea face decât dacă bunul Dumnezeu răbdește și ne ajută. Te rog? Și să dau un citire celor care v-am zis dimineața. Ai tu alte chestiuni, da? Dar la mine arată să văd. Acela cu 5B minus... 5B minus... Ah, da, 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 da. Vreau neapărat. Ea îmi spune să se găsească numele A și B. Da? Să se găsească numele A și B. În care? Am rămas de ieri la modelul acela. Nu l-am părăsit pentru că mi se par niște lucruri spectaculoase și chiar îmi ofer o șansă să discut mai atent. Da? Mai atent. Că ceea ce facem noi în clasa a patra, se face direct în clasa a opta. Deci, exercițiile astea care le facem acum, sunt exerciții în clasa a opta, sisteme. Sisteme liniare de clasa a opta. Dar adaptate la clasa a patra. Aici este minunat. Da? Deci, eu am reușit să găsesc limbajul care să-mi permită să-l pot face la clasa a patra. De aceea sunt încântat că m-ai adus înapoi la modelul acesta. Am și scris astăzi sisteme rezolvate prin metoda figurativă. Bine mai pomenit. Pentru clasa a patra. Deci, aveți 5B minus 2A. Nu, zi așa. Să se determine A și B. Să se determine A și B știind că... Să se determine A și B știind că... Ca. 5B minus 2A este egal cu 500. 5B minus 2A este egal cu 500. Da. Și A împărțit la B este egal cu 1 rez 250. A împărțit la B egal cu conduce. Câtul 1. Da, ajungem la câtul 1. 1 și restul 250. Restul 250. Aflați A și B. Aflați A și B. Da? Tocmai asta cere. Tu compune-mi un altul. Da, că tu ai acum ideea clară. Da. Cassandra, tu și cu mine suntem la încurcătură, suntem într-o dificultate acum. Tu nu? Eu sunt. M-a ajuns tu, înseamnă. Merg pe mâna ta. Ce înseamnă că am împărțit la B? De împărțit este egal cu împărțitor, oricât plus rest. Asta era. Deci de împărțitul, adică A. A este egal cu B ori 250. B ori 1, foarte bine, plus 250. Observați între B și 250? Împărțitorul față de rest? Este mai mare. Mai mare decât restul. Da? Totdeauna împărțitorul. Deci B trebuie să fie mai mare decât 250. O primă observație a ta. Da, cred că 400 e egal, domn profesor. Unde? Cred că 5B minus 2A e 400. Cu 400, da? Că nu merge. Nu, e 500. Da? Bine. Nu lăsăm așa, că dacă o facem ajustări pe parcurs. Că acolo avem nevoie să împărțim la ceva acolo, probabil și de acolo trebuie să fie ajustare făcută, dar noi lăsăm așa pentru că în clipa asta să ne compunem A egal cu îl luăm pe B, care B trebuie să fie mai mic decât de împărțitul, nu? Vorbește tu, te rog. B mai mic decât A. Și... Facem, putem să facem prin segmente sau... Așa, așa, segmente vreau. Segmente. Da. A este mai mare decât B. Deci pe B îl luăm ca... figurăm cu un singur segment. Ăsta e B-ul. Da. Și A este...
mai mare, adică... E o B, un singur B, plus 250. Deci îl iau exact un singur B și plus 250. Atât. B plus 250. Ăsta e A-ul. Și am terminat cu construcția de aici. Că A-ul este B ori 1, o singur B plus 250. Și acum ne îndreptăm privirea la relația dată. Relația dată este de 5 ori de euro. Facem 5 segmente B. Așa, facem 5 de asta. 1, 2, 3, 4, 5, da? 5 de B. 1, 2, 3, 4, 5 și de 2 ori au. Adică dacă de 2 ori au, Cassandra, cum se gândesc aici? Dacă e de 2 ori au. Mai pun încă o dată A-ul ăsta, că așa înseamnă, da? Adică trebuie să mai pun o dată segmentul ăsta, 250, și încă 250, nu? Da. Da, că da, A-ul e compus dintr-un segment și 250. Toată chestia aia, da. Deci, bucățica asta... Un segment și încă 250. Deci ar trebui să-l pun încă o dată așa, da? Da. A-ul. Dar eu am să pun un B și la capăt pun 250 cu 250 și pun aici, în capătul ăsta. Ai înțeles tu? Adică eu pun așa, uite, cum vezi tu, și plus 250, dar acum am să mut ăsta lipit aici, și 250 lângă 250 ăsta. Și fac, în total fac, cât fac aici? 500 fac. Da? 500. E corect ce fac, spun, da? Deci, practic, au acum, felul în care am construit cele două bucăți de-a lui, a înseamnă 2 de B și un segment de 500. Un segment de 500. Da. Bun. Și ce... Deci, Daria, tu l-ai făcut? Îți gândi și noi? Da, ce se întâmplă? Că am recalculat tot puțin la... Da, și nu-i bine. Acolo și 550. 550. Hai să lăsăm așa. Cu 500. Cu 500 și vedem îndată dacă... Mai revezi tu acolo. Da. Refă tu calculi o dată de două ori și vedem până când te convingi tu. Între timp ajunge și noi. Deci, vezi? Începe să construim 5B minus 2A. Pe 5B l-am construit. Da. Și pe 2A e compus din două bucăți de B. 2 de B și un 500. Deci în 500. Păi înseamnă că 500 ar fi un segment. Nu știu cât e de mare. Eu puteam să răpim 500 foarte micuț. Da. Eu n-am știut acolo că se pun în 500. Ca să fiu și mai înțeles, mai bine înțeles, A-ul este B și plus un 500, uite atâta pun. Plus un 250. Unul micuț. Da. Da? Și când am zis de două ori A-ul, de două ori A-ul, adică am spus încă un B și la care pun 250 cu 250, adică două segmente de astea trebuie să le pun aici, în capăt. Și ăsta fac 500. Da? Fac 500. Deci, am lipit ăsta de aici, de la A-ul ăsta, și încă o dată celălaltul la capăt, și am făcut 500. Deci acum, 2 de al de A, 2 de A înseamnă așa. 2 de A înseamnă 2B, 2B și plus 500. E 250 la un B și încă 250 la un B. Deci sunt 2 de B și 500. Deci ăsta este 2A. Plus? 500. Adică plus 250 și plus 250, ca să înțelegi și mai bine. Adică la fiecare B avea un 250. Deci e clar că 2A înseamnă 2B plus 500. Și acum am de făcut 5B scăzut 2A. Deci din tot, din ăsta, din 5B, scădem de 2 ori A, adică 2 de B, tăiem 2 de B, și mai dăm și, încă mușcăm și din al treilea B, 500. Și încă 500. Da? Deci, din tot, din 2A,
Nu din 2A, din 5, din 5B, am scăzut 2 de B, adică pe 2 de A, 2 de B și 500. Da. E, dar când am scăzut pe 500, am intrat, din nefericire, am intrat în cel de-al treilea B. Acum, nu? Că am împușcat, așa. Deci, ce notez cu galben? Ce notez cu galben așa, uite așa, sau cu verde, e rezultatul lui 2B, 5B minus 2A. Aici este 5B minus 2A. Și dă 3. Care este cât? Egal cu 500, da? 500 împărți la... O secundă, secundă. S-a jucat astea 500 și... 500 trebuie. Ca să fie corect, domnule. Să puteți lucra. Cu 500 m-am... I-am lămurit-o, tocmai ce am lămurit-o. 400 trebuie. No. Da. Ei, Deci se schimbă... Nu se schimbă, nu se schimbă nimic. Deci, în clipa în care am scăzut pe 2B și 500, am mușcat dintre al treilea B 500. Și acum, ca să completez pe al treilea B, de aici începând, care mi-au rămas, 1, 2, 3, să-l completez pe al treilea, îi trebuie să adaug 500. Dar numai 5B minus 2A era egal cu 400. Cu 400, nu problemă. Și dacă mai pun, la asta adun încă, încă 500, da? Adun încă 500, am completat 3B. Deci, 400 și cu 500 egal cu 3 de B. Da? 3 B. 1, 2 și al treilea completat. Deci, 400 plus 500 egal cu 3 B. Adică 900 egal cu 3 B. De unde rezultă că B simplu egal cu 300? Că dacă 3 de B... Da? Egal cu 3. B egal cu 3. Și dacă B-ul este 300, dacă B-ul este 300, A-ul va fi egal cu... Uite ce spune. B ori 1 plus 250. Adică tot 300 plus 250. Așa, 300 plus 250 este egal cu 550. Iată că am aflat pe A și B. Întrebarea era cine e A și cine e B, așa încât A împărțit la B să facă câtul 1 și restul 250. Ia să vedem. Hai să nu împărțim pe 550. Să facem proba. 550 împărțit la... La 300, nu? 300. Să vedem cât ne dă. Ca 300 în 500 merge odată. Da. 1 ori 300 fac 300. Odată merge. Da, atât. Și restul e 250. Da, deci era bine. Am dat bine, am găsit bine. Acum să mai vedem dacă e verificată și asta. De 5 ori B-ul minus 2A fac 400. Să verificăm și condiția dată. Adică 300... Da, 5 ori... 5 ori 300. Da, ori 300. Minus 2 ori... Deci, da. Da, 5 ori 300. Minus. 5 ori 300, minus 2 ori. Minus 2 ori A. 2 ori A, adică 2 ori. Ori A care este au 550. 2 ori 550. 550, egal cu, să vedem cât ne dă. 5 ori 300, de 5 ori 300, 5 ori 3, 15. Turnat de 20 ori, deci 1500. E bine? Da. 1500. Minus de 2 ori 550. 2 ori 0, 0, 2 ori 50, 2 ori 50 și cu... Deci 2 ori 5. 2 ori 0, 0, 2 ori 50. 2 ori 50 și cu 1, 11. 2 ori 1, 11, atâta. Deci face 1100 și cu 1500, nu, din 1500 scădem 1100 și face egal cu 400. Da. Este corect.
Deci cât trebuie să ne dea? 400. 400. E deșteaptă treaba. Înseamnă că am găsit bine numerele. Da. Deci vezi ce am făcut noi. Nu ne-am mulțumit să le-am găsit și cu asta basta. Am și verificat. Ca să știm că am făcut o treabă bună. Când dacă nu știam foarte bine. Există și riscul să avem și greșeală. Da. Dar autoarea m-a compus bine. Da? Ei, se întâmplă să apară și este aici. Asta de nenumărate ori mi s-a întâmplat. Furatea de cal, de ieșițul, așa, pot să fac și eu o greșeală mică. Haideți să vedem încă o dată. Spuneam mai devreme că ceea ce, ce am făcut acum prin metodă grafică, rezolvarea unui astfel de sistem, este un sistem format de două relații. 5B minus 2A egal cu 400, și cea de-a doua relație, A egal cu B ori câtul plus restul. B ori 1, 4. Da, B plus 250. B plus 250. În clasa 8 să fac astfel de sisteme. Când noi am zis metoda algebrică, de fapt asta facem la nivelul clasei 8. Da? Dar făcând un efort, nu ne duce foarte sus. Copiii pricep pentru că din metoda figurativă, am înțeles că calculul algebric copie metoda figurativă. Da? Deci așa am înțeles noi foarte bine. Și traducerea sub forma asta figurativă este spectaculoasă. Ca să poți să rezolvi un sistem prin metodă figurativă, n-am făcut-o niciodată. Este din nou o noutate absolută pe care am pus-o la punct datorită lui Daria, care mi-a spus, dar eu vreau metodă figurativă. Ea nu știa pe asta algebrică. Deci ea fugea de partea algebrică. Da. Iar eu am fost pus în situația asta să găsesc explicații, să văd dacă merge. Păi merge. Dar merge foarte tare, deci, foarte interesant. Se duc la asta, eu fug de asta și mă duc la aia. Da, pentru că practica noastră ne duce mai mult pe partea asta. Adulții vor partea asta, copiii vor partea. Da, așa este. Da. E mai se pare mai ușoară? Mai plăcută. Dacă nu o să avem numere gigantice, nu o să mai facă. Nu e vorba de numere mare. Tehnica este aceeași de lucru. Indiferent de numere, da. Numerele nu mai sunt. Nu e o mare dificultate. Fiind că au venit cei de-a șaptea, cât este ceasul? Dacă eu vin, înseamnă că s-au apropiat. Cât nu-l văd eu. 18:55. Hai să facem încheierea, nu? Să facem sinteza. Sinteza. Am simțit și eu în sfârșit. Da. Sinteza orei. Păi am făcut mai multe exerciții de genul acesta. Am spune noi cu ABC acolo construit, nu? Da. Am făcut ceva cu numere recunoscute. Am dat noi un nume ieri. Propunem și rezolvăm probleme interesante. Da. Propunem și rezolvăm. Nu la că le propunem. Propunem și rezolvăm probleme interesante, da? În prima parte. Propunem și rezolvăm probleme interesante. Doi, deci propunem și exercițiile. Asta de aici. Metoda figurativă și metoda algebrică. Metoda figurativă și algebrică, rezolvarea unor sisteme. Da. Deci metoda figurativă și metoda algebrică în rezolvarea sistemelor liniare. Liniare de două ecuații, de două ecuații cu două necunoscute. Și vă dați seama ce ați lucrat voi? Deci nu mai se pronunță așa ceva. Da, păi asta este metoda figurativă. Sunt notate.
literatura de atenție ce spun acolo, nu exagerez. Literatura matematică nu recunoaște așa, nu cunoaște așa ceva. Măi, voi vedeți ce lucrează în clasa a patra? Dați-vă, domn profesor, metoda figurativă și metoda algebrică în rezolvarea sistemelor liniare de două ecuații cu două necunoscute. Da? Deci e absolut prima dată când și eu fac așa ceva. Nu m-am gândit nici o clipă. Dar tot a pornit din practica asta, din nevoia de a ne face înțeles. Cu A și B împărțit la nu știu ce, nu știu cum, da? Vă dați seama ce deștept sunt? Hai, ziceți final. De nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share. Așa să ne ajute. La revedere. Clasa 7-a.